Acum am vorbit de aplicații, tool-uri, antreprenori, online. Acum o să vedem cum oameni ca noi, magazine din sală, folosesc tool-urile, folosesc platforma acum, să vedem ce rezultate obțin și cum au transformat toată pasiunea, toată nebunia lor într-un business. Așa că prima să fie Laura de la Mea Kaiser. Cum am făcut trecerea de la vase de toaletă? Bun? Bun? Putem începe cu oră. Asta e un fel de incentiv pentru mine, nu se vede foarte bine. Este cu Michael Bay, care renunță la o conferință Samsung. Deci în cazul în care mi se întâmplă, să știți că se întâmplă și la case mai mari. Și aici vă sper. Cosmin mi-a atras atenția că nu este foarte mult timp, așa că o să trec super repede prin el. Am explicat pe scurt cine sunt eu, de când am început, un fel de justificare că sunt aici. Nu este justificarea că sunt aici, justificarea că sunt aici este faptul că Cosmin mi-a zis că sunt un business de succes. Și am întrebat ce înseamnă un business de succes. Pentru el, pentru mine, pentru voi, pentru toți cei care au magazin online sau orice altfel de business-uri. Și Cosmin mi-a zis, păi ați rezistat 5 ani în business și aveți și profit. Este discutabil. Pentru voi este cineva care e curios ce înseamnă succesul pentru el însuși? Sau ce ar fi? Ok. Bun. În momentul în care mă gândeam la întrebarea asta, Cosmin, ce înseamnă un magazin de succes, aveam această speță cu un client, căruia, din motive de vreme, freezing rain, cada mi-a plecat în aceeași zi cu accesoriile de cadă. Vedeți cele două probleme apărute și nemulțumirea clientului. Și m-a pus a doua întrebare. Ce înseamnă un magazin de succes pentru clientul tău? Cum faci clientul să fie mulțumit de serviciile pe care le ai? Dăm un pic de background, timeline. În 2014 nu se nota de cifrele pentru că sunt în jur de 10.000 de lei. Am zis că mă fac de singură. Până în 2018 sunt în lei pentru efect dramatic. Iar în 2019 sperăm să atingem cifra de 1.000.000 de euro. La începutul anului 2017, ca să punem un pic de perspectivă, eram gata să închidem. Pe baza unor probleme financiare, clienți puțin, o lună jumate am vândut mult către curieri, ceea ce înseamnă foarte multe colete sparte. Ne-am aflat în situația de a nu avea cu ce plăti furnizori. Nu mai vorbim de angajați, nu mai vorbim de parteneri. Ce am făcut în momentul respectiv a fost să începem să triem cheltuielile. Să vedem ceea ce este performant și ceea ce nu este performant. Ne-am schimbat platforma de e-commerce, ne-am schimbat furnizorul de contabilitate, Mircea Avocat, dar mulțumim Smartbill, ne-am schimbat o parte dintre curieri și am reușit să rezistăm momentului respectiv. Care este morala și ce legătură are cu succesul? Este că din când în când, pe parcursul drumului, riști să te pierzi sau să pierzi motivația. Și atunci ai aceste două tipuri de probleme. Financiare, legate de cash flow, de investiții, de modul în care susții business-ul, să-și susțină propriile cheltuieli, și partea personală, care ține de tine ca om, ca antreprenor și de echipă. Partea personală scoate în evidență, în primul rând, ceea ce dorești tu de la business și, de fapt, ceea ce vrei să obții prin tot parcursul tău în lume. Aici este o mică cuniță, pentru că în momentul respectiv, în care problemele financiare erau foarte mari, banca avea dreptate, însă percepția generală a antreprenorului este aceea. Nu știu dacă v-ați vorbit de problema asta vreodată, dar noi am întâlnit-o destul de aproape. Oricum, acolo e mai mărunțit. Sunt de acord, dar era poza potrivită. Problema de încredere cu care ne-am lovit noi este față de tine însuți. Am ales ideea potrivită. E produsul bun. Poate nu este produsul. Poate platforma este nașpa. Poate clienții nu sunt acolo. Poate clienții sunt în altă țară. Ce faci în momentul respectiv? You build up. Încerci să-ți formezi propria încredere în tine și în produsul tău. Nu neapărat testându-l. Noi vin de vase de toaletă, dar foarte complicat să testăm o gamă foarte mare de produse. Dar feedback-ul de la clienți este extrem de important, motiv pentru care ne-a ajutat să trecem chiar și de momentele dificile. Ce înseamnă un startup? Nu ai beneficii. Nu ai nici beneficii financiare, nu ai nici parte de concedii.
nu știu câți dintre voi au avut un concediu de 2 săptămâni în ultimii 2 ani. Ăla eu, ăla eu. A, uite, sunt câțiva norocoși. Zice și mie, băuși, cum? N-am reușit. Noi n-am avut. Nu că ar fi o problemă, dar având în vedere că nu există nici beneficiile financiare, te afli în imposibilitatea de a continua, pentru că se creează niște frustrări. Trebuie să treci prin ele, ca să poți să treci mai departe. Pentru a compensa lipsa veniturilor, sfatul meu este să vă găsiți o altă motivație. Nu știu, donați 2% din impozit în fiecare an. Curați-vă de niște lucruri pe care le puteți face. Eu îi spun acestuia zgomot. Asta se întâmplă pe toate rețelele de socializare. Nu știu dacă la reclamele voastre apar acest gen de comentarii. Eu le-am găsit și la noi și la competitorii noștri, inclusiv la EMAG, EvoMAG, toate firmele foarte, foarte mari se întâlnesc cu și noi startup-urile, ne întâlnim cu acest tip de... Cum facem față? Facem față ignorându-l. Trebuie să ne uităm exclusiv la feedback. Feedback-ul vine numai de la oameni cu care ai interacționat în mod direct. Sunt oameni care au cumpărat de la tine sau oameni care măcar ți-au cerut o ofertă, cu care ai discutat, care au auzit de un reprezentant al Neacaise sau al oricând al magazin online. Iar feedback-ul ăsta este foarte important. Poți să înveți din cel negativ. Primul, de exemplu, are doar 4 steluțe. Bun. Pe lângă cuvintele de laudă, este menționat de subt întârzierea transportului. Este un lucru de luat în calcul și de modificat pe viitor, de făcut mai bine. Mergem mai departe. Ceea ce ne ține pe noi în viață, în 2017, în momentul acela fatidic, menționat un pic mai devreme, a fost faptul că am setat foarte rapid niște KPI-uri. Nu ne lipsea partea de structură. Nu știam exact unde vrem să ajungem, când vrem să ajungem și cum ajungem acolo. Cum știi dacă ai succes în 2019, dacă tu nu știi ce vrei să obții de la anul respectiv? Vrei o cifră de afaceri mai mare? Vrei creșterea cujului mediu? Vrei mai mulți clienți, mai mult trafic, vrei profit? Trebuie să te decizi și trebuie să setezi niște limite de timp. Dacă nu reușești să ajungi în punctul respectiv, într-o anumită limită de timp, înseamnă că ceva nu faci bine. E o problemă ori de parteneri, ori internă, dar trebuie rezolvată. Cele 3 lucruri de jos, cele 3 poze, care mi s-au părut foarte drăguțe împreună, se rezumă foarte scurt în think outside the box, be aware of the box, and do the math. Cum mergem noi mai departe și cum funcționăm? Noi funcționăm pe bază de echipă. Fiind un startup în continuare, Cosmin disagrees, eu consider că suntem în continuare un startup, echipa noastră nu este doar echipa internă. Noi avem 4 angajați cu totul și încă 2 parteneri. E tot. Neacaise să funcționează, ambele firme funcționează, magazin online, funcționează cu această echipă. Cum reușim totuși să procesăm un număr atât de mare de comenzi, cum reușim să facem campaniile de marketing, să avem un site funcțional, este extinsând echipa. Trebuie să înveți că furnizorii de servicii, producătorii și chiar și clienții tăi pot face parte din echipă. Nu este o relație de subjugare. Chiar astăzi citeam pe un forum, spunea cineva că se simte sclavul clienților. Voi vă simțiți sclavii clienților voștri? Nu? Nimeni din sală? Mergem pe forum greșit. Ai vreo situație particulară? Este ceva care te ia? Ok. Bun. E, clienții nu sunt nici stăpânii, ei sunt într-o relație de egalitate. Trebuie să-i tratezi așa și la un moment dat și ei te vor trata la fel. Ei devin partenerii tăi. Ce spuneam mai devreme, ei devin ambasadorii brandului. Te recomand mamei, tatălui, prietenului, vecinului de bloc. Nu contează. Ei fac parte din echipa ta și tot acest ecosistem, de la echipa internă până la furnizorii de servicii, inclusiv GOMAC, dacă sunteți pe GOMAC, orice firmă de marketing, Fanguie, Urgent Carbus, lucrează cu voi în echipă. Ca o scurtă încheiere, pentru că Cosmin a făcut un mic semn că este foarte târziu, partea de aici din dreapta este cum s-a terminat povestea cu acel client dificil. A fost contactat telefonic, i s-a făcut o promisiune pe care știam că o putem ține, vom face tot posibilul ca produsul să plece de la noi, va ajunge în maxim 24 de ore, produsul a ajuns, clientul a devenit ambasador al brandului. După 2 mail-uri supărate, a trimis un mail în care a mulțumit pentru un lucru care până la urmă este normal. Omul să-și primească comanda în timp util. Un mic rezumat a ceea ce am spus până acum și dacă are ceva vreo întrebare... Cred că... Ha, am luat la cap. Cu ce margine de profit? Ați mulțumit la faci la milionul ăla pe care propune să-l faceți în 2019? Ce margine de profit? De profit brut, în momentul de față avem
1,2%, iar din anul acesta sperăm să creștem undeva în 1,4. Dar depinde foarte mult ce investiții facem, în ce investim. Sau le dau ștafeta? Thank you.